Continuăm dezvăluirile la obiectiv și astăzi tratăm tot pacienții din vârful primăriei municipiului Lupeni. Bună seara, doamnelor și domnilor! Clanul Răzmeriță a adus municipiul Lupeni la sapă de lemn. Nu o spunem noi, ci datoriile imense pe care primăria municipiului Lupeni le are astăzi, datorii de greu de cuantificat, pentru că dacă ar fi să le plătească cineva, probabil că va avea nevoie de vreo 100 de ani. Vedem sărăcia cruntă în Lupeni, sărăcie în care oamenii acestei localități se zbat, dar mai ales o primare venită chiar de la cei care ar trebui să le asigure acestor oameni un viitor mai bun. Până când ne lăsăm călcați în picioare de acești indivizi, rămâne de văzut. Da. Astă seară veți vedea cum unul dintre fiii primarului, Cornel Răzmeriță, turnător la securitate, după cum a stabilit instanța, sărea la bătaie pentru că a fost filmată una dintre proprietățile familiei. Violența... În plus, atitudinea lui de birjar nu este deloc de neglijat, deci... Sigur că da. Chiar o atitudine demnă de un director de liceu. Haideți să vedem încă o dată reacția mezinului familiei Răzmeriță. Îți rup capul. L-am căutat. Dacă mai prind vreodată mâna... Hei, ia mâna de pe mine. Nu n-o pus nimeni mâna pe gardul ăsta. Îți rup capul. Poftim? Îți arzi. De ce? Că trebuie. Păi de ce vrei tu? Dacă mai pui vreodată mâna pe gardul. Și nu este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva la Lupeni. Nu este pentru prima dată când cei din vârful administrației recur la violență și își asmut gorilele pe jurnaliști sau chiar simpli cetățeni. Ar trebui să vezi. De ce nu are presa acces? Vă rugăm frumos. Am înțeles. Vă rugăm frumos. De ce nu are presa acces? Vă rog frumos. Da, domnule, să-i se pregăm. Ia mâna de pe cameră. Vă rugăm frumos, dacă nu aveți permisiune de acces, nu are rost să intrați. Dacă nu aveți acces, nu mai are rost să intrați. Vă rugăm frumos să mă aveți aparatul centrat. Și noi la ședință. Pare rău, nu pot să vă las. De ce? De ce așa? Cine v-a dat ordinul acesta? Dumneavoastră știți mai bine ca mine. Păi spuneți, nu-l cunosc, după figură îl știu. Vorbiți cu șeful. Domnul. Că eu nu, sunt prea mic. Dar dânsul nu era aici. Dânsul este șeful. Domnul șef, nu este domnul Lungu. Lungu Gabriel? Și cu el e și purtător de cuvânt și... Da, da, e viață. Și iată încă o dovadă de bună purtare a clanului Răzmeriță. Spuneți-vă, vreau să nu mai filmați primărie, pentru că nu aveți voie. De la... Problemă? Da, este o problemă. Și de ce? Vă rog frumos. Nu vreau să mă cer cu dumneavoastră să filmați în primărie. Păi e o domeniu public, nu? De ce nu aveți să filmați? Cine v-a spus să transmiteți? Da, cu cine? Cu cine vorbesc? Laurențiu Constantin. Bun, și de ce nu aveți să... Haideți, vă rog, nu mă faceți să... La secretar. Nu este șansa. Așteptați-l afară că o să vină. Cum să-l aștept afară? Păi de-aia îmi treabă sus. Nu, dar nu aveți voie să filmați în primărie. De ce? Pentru că nu aveți voie să filmați în primărie. Cine a zis? Spune-mi lege, articolul și paragraful.
Doamnelor și domnilor, ați văzut cât de sociabili sunt cei de la Primăria Lupeni, ați văzut cât de mult se garantează dreptul la informare. Ai văzut, încă de acum câțiva ani, jurnaliștii erau primiți cu flori în Primăria Lupeni. Nu filmezi pe domeniul public, nu filmezi în Primăria Lupeni, nu filmezi nicăieri. Ba chiar, să știi, am impresia că pe linia de partid s-a trasat obligația asta. Când te duci într-un oraș, bineînțeles ca jurnalist, ceri viză, ceri escortă și la sfârșit ceri neapărat cenzură pe material. Dacă îți dă voie primarul să te întorci cu el la studio sau nu. Cam așa gândesc ei. Nu, așa. E bine, oameni buni, să știți că se înșală și vă spunem și dumneavoastră, domnilor primari, uitați acolo în funcții, că vă înșelați. Nu se poate așa. Haideți să vedem adevărul. Vă place să ascundeți ca pisica, știți? Maxi, aici ei au fost, eu mă așteptam. Primarul Cornel Răzmeriță a fost dovedit, a stabilit instanța că a fost turnător la securitate. Colaborator, da, deci acolo... Presa locală. Acolo, doamnelor și domnilor, a apărut ceva. Deci se vede, a fost într-o perioadă comunistă, înțelegem anumite lucruri. În schimb, nu putem înțelege la cei doi fii. Deosebit de agresive, o agresivitate ieșită din comun. Domnul Răzmeriță Cornel, domnul Răzmeriță Cristian și Lucian, nu sunteți pe tarlaua voastră și nu faceți ce vreți în orașul Lupeni. Nu pentru că spune Robert Wagner și pentru că o spun și cetățenii. Nu v-au votat ca să vă faceți legea după cum vreți și să conduceți orașele cum aveți dumneavoastră chef. Deci e trist ce se întâmplă și da, e trist. Bine, acum dacă ne gândim puțin... Deputatul în ultima vreme a mai învățat câte ceva de la București, evită scandalurile astea, chiar dacă și-ar dori să mai scape, să mai scoată și el mâna din buzunar, să spun așa, se abține. Deci a învățat ceva. A învățat să fie un politician cât de cât. Dar restul nu are niciun fel de treabă. De ce? Pentru că sunt la ei acasă, sunt pe... moșiile lor. Da, cam și așa dacă, consideră dacă, municipiul Lupeni. Dacă, este moșia mea, dacă treci pe acolo, ți se face rău și te-ai sprijinit de gardul meu, te-am pălit pe românește cu parul în cap. Și când chem garda, sau dacă o chem tu, milițianul o să vină să te întrebe, l-ai deranjat pe conașul cu ceva? Vai! Domnul Răzmeriță Lucian, spuneați că nu vă știu numele. Nu are importanță dacă știam sau nu și nu este de datoria mea să vă răspund dacă știu sau nu. Îl știm acum, îl știe toată lumea care se uită la televizor. Vă cunoaște toată lumea, sunteți un director cu renume la liceul pe care îl conduceți. Întrebarea este, oare așa procedați și cu elevii dacă un elev greșește, cumva se împiedică de noastră pe coridor? Îi rupeți capul, domnul director? Cum procedați? Așa procedați cu cadrele didactice din școală? Vom reveni puțin la domnul Răzmeriță Lucian pentru că primim mesaje de la telespectatori. Au fost niște excursii, se fac schimburi de... experiențe între școli, vin da, cei din umblă, Turcia... În toată vara jiului umblă deja, sunt zvonuri, cum că doar copiii de piloși au ajuns să plece în excursia asta, așa pe șustache, da. Și copii foarte buni la învățătură. Adică nu, va trebui să... Și ar fi trebuit, erau în capul listei și ar fi trebuit să plece acolo drept de recompensă pentru efortul lor, au fost... tăiați de pe listă. Câte exemple pozitive avem noi aici în Valea Jiului? Avem acel mic pianist, avem o grămadă, avem la liceul de informatică copii excepționali, olimpici. Întrebarea este, merg aceștia în excursii sau merg doar ăia care sunt pe criterii, tot copii de primari, de alte funcții, ăia care sunt pe... au multe grade aici sus, știți? E mai greu când trebuie să selectezi, să faci o selecție pe baza asta și nu pe baza competenței pe care o are un elev. Păi de asta suntem unde suntem. Dar vom cere inspectoratului școlar să ne pună la dispoziție lista, le vom da noi și datele în care a fost făcută excursia și să ce? Ne dăm la dispoziție am o listă. Să oferim domnului director de la liceu posibilitatea și chiar eu să ne răspundă, bineînțeles. Să ne răspundă dacă aveți curajul, noi vă invităm. Telefoanele noastre sunt deschise, intrați în direct cu noi oricând. Așa că nu vă faceți probleme. Vă garantăm ceea ce dumneavoastră nu faceți, sau nu dumneavoastră, ci probabil tatăl și cei din subordinea tatălui dumneavoastră nu prea fac pe la Primăria Lupeni, că am văzut colegii noștri care se izbeau de acei... Un alt mesaj venit de la telespectatori. Vă mulțumesc pe această cale, atât eu cât și colegul, pentru toate mesajele și telefoanele pe care ni le dați.
ne aduceți problemele și noi le vom pune pe masa autorităților. Primim un alt mesaj de la telespectatori că la primăria Lupeni, astea trebuie verificate, bineînțeles, 100 de persoane merg și bagă cardul, scot banii, dar nu-i vede nimeni pe acolo, doar la salariu. Cum vine asta? Că iarăși în primărie domnul primar lipsește cu desăvârșire, nu-l vede nimeni. Tot pe domnul director l-am întâlnit și în primărie, în acea zi în care a fost și evenimentul. Poate e angajat cu jumătate de normă. Dumnezeu știe, acum consilierul fratelui a fost. Să ne gândim puțin. Haideți să luăm așa omenește, să fim și noi înțelegători cu oamenii. Eu sunt foarte înțelegător. Este fiul primarului, nu? Corect. Am zis de atâtea ori că Lupeniu e considerat moșia lor. Păi dar atunci are voie și conașul ăla mai mic să se ducă pe la moșie să vadă ce se întâmplă, nu? Da, are voie. Deci dacă interpretăm așa, e perfect logic. Corect. Ce căuta el în primăria Lupeni? Sau ce căuta? Sau poate vrea o adeverință, de unde știi? E cetățean al municipiului. Păi exact la asta mă gândeam și vreau să spun acum. Omul intră în fiecare zi în primăria municipiului Lupeni pentru că dorește să-și ia niște acte de acolo. Poate își bagă o cerere pentru casă, că nu are, nu știu. Dumnezeu știe acum, nu știm noi situația. Sigur. Și atunci poate omul face niște solicitări, poate ajutor social, nu știu. Dumnezeu știe, să vedem. Da. O să aflăm până la urmă și ce să trecem și la necazurile oamenilor, pentru că ei sunt în prim plan în fiecare seară, încercând să vă aducem, doamnelor și domnilor, în fața televizoarelor, cazuri disperate, cazuri care foarte, foarte ușor ar putea fi rezolvate de acești primari pe care noi îi alegem și ne punem speranța în ei că ne vor ajuta să trecem peste necazurile de zi cu zi, că ne vor întinde o mână de ajutor, că ne vor face viața mai bună, că vor face ceea ce promit. Însă, realitatea este alta. Așa că îi rugăm pe colegii din studio să ne dea materialul. Sunteți o femeie văduvă, din ce am înțeles, aveți o pensie mică, da. Un copil cu handicap, da. Din păcate. Da. Ce face primăria? E locuința asta de primărie, care aparține primărie. Plătiți chiria aici? Da. Uitați, chiria este plătită și acum am dus 500 de mii la IGL-ul. Și a prelungit contractul până în iulie. Uitați-vă toate chitanțele cum plătesc. Asta nu-i garsonieră de aloc, e un bolnav. Are mai multe boli. Păi bun, și dacă dumneavoastră vă plătiți chiria, în contract prevede că trebuie să facă ei reparațiile. Le-ați anunțat să vină să facă? Ce face primăria? Am două sururi de carton, sunt pe terasă. Mai mult nu am de unde. Nu vrea să dea primăria nimic și nici geleu. Nu am de unde. Mă duc în păduri, femeie văduvă, singură și vorbesc în numele alți bărbați ca să nu mă omoare cineva, să fac bani să-l strezân. Că din 2.340.000 nu se poate. Nu se poate. M-am săturat. De multe ori vine să mă omor. Păi doamnă, și la primar v-ați dus și cunoaște situația că băiatul nostru este bolnav? Da, vine cu ce să vadă. Este operat de două ori la picioare. S-a dus cineva să-l viziteze? Nu-l interesează pe domnul primar, îl interesează familia lui dânsul. Cu tot regretul pot să supere pe mine toată viața lui. Vreau să afle și domnul Ponta treaba asta. Guvernul să afle, să vină în comisie la fața locului. Eu n-am apelat de milă. Dar uitați-vă situația cum stă. S-a aruncat după bloc copilul de atâtea ori. A venit poliția, l-a luat de atâtea ori. Este bolnav psihic. E la pământ. Dacă vreți să vă interesați de situația lui, la doamna doctor Rogojanu. Și vă spun toate detaliile. Dumneavoastră, cu toate astea că ați avut parte de un copil cu handicap, cu probleme psihice, l-ați adus aici, ați încercat să faceți să zugrăviți pereții. Am zugrăvit, nu știu de câte ori. Dar nu era datoria primăriei să facă având că este contract? Noi la IGL-ul plătim chirii, domnule. Domnul Cocot ridică mâinile. Fetele de la IGL-ul arată spatele. Ce facem? Ce fac cu acest copil? Un să-l duc. Dică la cimitir. În altă parte n-am unde. Nu se mai poate. De la el, uitați-vă, ăsta nu-i casă de-a locui, uitați-vă dumneavoastră aici. Uitați, asta e casă de-a locui. Nu-l interesează pe nimeni, bine că venim și votăm. Votăm deputați, primari, toată lumea votăm. Atunci sunteți buni, cetățeni. Și organii de poliție nu trebuia să-l bată pe 30 noaptea. De a rupt piciorul, domnul Niță și cu domnul Borosin nu o dat în el, nu o dat. Numai atât l-a prins și eu zis așa. Dă-i Florini, fă-ți treaba. I-a dat, domnule, cu bocancul la fluierul piciorului și i-a rupt piciorul. Are 13 legături cu sârmă și ruburi. 3 tije și o placă. Doamna doctor Apostol știe situația lui toată. La un an trebuie să scoatem afară iară. Acum, din păcate, de vreo 2 săptămâni și-a rupt piciorul iar din nou și are 3 cleme la călcâie. Piciorul în ghips.
Și aveți parte numai de necazuri cu copilul acesta. Și cum puteți, dacă nici măcar instituția care ar trebui să vă protejeze, adică să facă măcar ceea ce scrie în contract, să repare? Dar domnul Jega la comisie are în dreptul copilul să mai aibă pensie socială de 3.500.000. Știți ce a spus domnul Jega? Că la bolile care le are nu beneficiază. Bine că beneficiază alții care nu au lucrat o zi. Asta e lege dată de guvern și are carte de muncă că a lucrat 2 ani de zile. Dacă nu s-a mai putut, nu s-a putut. Dar doamnă, primarul ați discutat față în față cu el să-i spuneți problema. Pe domnul primar, cine îl găsește? Bai la București, bai la Deva, bai plecat la spital că e bolnav și uite așa. Uite asta. Când vine votarea, iese la iveală. Sau copilul, care este într-o funcție destul de importantă, nu? Da. Când ați încercat să ajungeți. Degeaba. Degeaba. Ora spune la peretele la, la autoritățile locale. Nu are rost să mă mai mirvesc că eu sunt femeie cu hipertensiune, cardiopatie ischemică, 6 operații, numai eu știu. Și o pensie de mizerie din care trebuie să plătiți. 5.340.000, că am muncit la mina Lupeni, Urican și Valea de Bras, semnalistă, băgam minerii subteran. Asta e pensie de mizerie. După soțul am dus activist să-mi calculeze. Și îmi vinea pensie de urmaș 4.900.000. La 17 ani lucrați grupa întâia, subteran. Așa au calculat dânsii la Petroșani și am refuzat-o pentru 500.000, că e mai mare pensia mea, am refuzat-o. Și am rămas la pensia mea care am muncit. Să se intereseze oricine vrea, dacă eu am vă datorii la stat. La curent sunt la zi, la gaz sunt la zi, la cablu sunt la zi, la apă, la igeneu, la gunoi, la toate sunt la zi. Unii pui că am scos 2 GR-uri, unul pentru băiat să-l vindec la picior 15 milioane în decembrie. Una am scos 55 de milioane și plătesc 80. La GR-ul, când am pus și eu termopane și am izolat pe dinăuntru, în casă. Nu aici, că aici strămă băiatul, eu stau în altă parte. Păi și acum văd că datorită situației astea urâte, că plouă aici și este migrație, miros urât, văd că... Ce ați făcut cu băiatul? Unde l-ați dus acum? E la un vecin. S-a dus acolo, la un vecin. Doarme acolo. Că eu nu pot să-l țin. Eu sunt femeie văduvă și băiatul e băiat. Eu sunt femeie bătrână și nu pot să-l țin cu mine. În momentul de față, autoritățile locale să-și dea seama să vină să izoleze garsoniera asta. Să facă limita posibilităților, că dacă moare copilul, nu știu ce se întâmplă. Are mai multe boli. Doamna doctor Tâmpărescu, știi situația lui, de la Petroșan, știi situația lui, că poliția e foarte abuzivă și-l bate. N-ar trebui să-l bată, că el este ocrotit de lege. Doamnă, și până la urmă, ce veți face? Veți mai încerca să-i aduceți o dată la cunoștință primarului nu, de... Nu, n-am de ce. Nu are rost, nu-l găsesc niciodată. Nu-i de găsit. Bun, ce mesaj ați transmite atunci prin noi? Știți ce-i transmit la domnul primar? Să facă bine, să deschide ochii mai bine, să vină să vadă și oamenii necăjiți. Nu mai pe ei buibăciți, pe ei bogați, mai și săraci. Că-i localnic de aici, aici e crescut, aici e născut, în Valea Jiului. Și ceva rușinos că mi-e rușine că sunt român, că stau în orașul Lupeni și stau în România. Mi-e rușine mie de rușinea autorităților. Ăsta mesajul îi trimit la domnul primar. Nu m-am dus cu miloaca să mă ajute pe mine, că-s văduvă. Nu m-am dus ca să-mi dea să mănânc. Nu primesc ajutoare eu, ca fiecare om, alimentele de la Uniunea Europeană. Nu primesc, eu n-am îndreptul. Copilul o primit, dar eu nu. Nu apelez pentru mine, pentru copil să gândească bine. Că-i născut măștinaș din Lupenar. Eu atât ai vrut să-i transmit la domnul primar. Dânsul ar sta așa în situația asta. Păi nu știu, ar trebui să-l invităm, să vedem dacă... Ar sta? Sau copiii dânsul ar sta în situația asta? Păi cred că unde să stea, nu? Mă gândesc ca unde. A fost Antena 3, nu a fost domnul primar de găsit niciunde. Dacă eventual, cu sprijinul dumneavoastră, apelez și la domnul Mihai Gâdea, să vină să vadă și domnul Mihai Gâdea ce se poate întâmpla aici. Dacă dânsul consideră că băiatul ăsta poate să stea aici, eu o să vor să fiu arestată. Dacă am greșit cu ceva, îmi cer scuze. Cred că sunt om în România, trăiesc. Nu trăiesc în altă țară. Și în altă țară poate aș fi mult mai mult primită și ajutată ca aici. Domnule, dar de ce îi votează oamenii pe acești oameni dacă nu fac nimic? Întrebați-mă să vă întreb și eu pe dumneavoastră. Nu știu. Că suntem orbi. Orbi. M-am săturat, deja am ajuns la capătul disperării. Să mă duc femeie de 60 de ani pe munte. Să trăiesc eu pe zi pe alta. Pe munte pentru ce vă duceți? După bureți, după afini, după smeură. Singură mă duc și vorbesc cu tufele. Am ajuns în situația asta.
Pentru asta votăm noi și președintele țării și tot, și guvern și tot. Bag seama că guvernul nu știe ce se întâmplă în Valea Jiului. Nimeni n-a venit la blocul ăsta să viziteze odată, de când a fost Revoluția. Nimeni! Vă cere bani pe încălzire, dar da. Încălzire este în blocul? Nu, dar nu este din 90 și ceva. Noi când am luat garsoniera asta, au fost scânduri bătute în ușă, nici ușă n-a fost. Și țevile erau tăiate jos, n-a fost căldură, care confirmă tot blocul. Și dânsii au băgat 10 milioane să plătească băiatul. De ce? Că am scos comisie în 2001. Când am luat garsoniera, am scos comisie. Și s-a văzut, s-a constatat că n-a fost nici calorifere. Care e problema cu banii ăștia cu IGL-ul? Ceri bani, dar de ce? Eu înțeleg că copilul plătește chiria, dar să aibă și condiții. Cred că am luat, asta e a 20-a ușă. Pe nu mai am din ce, că am o pensie de mizerie. Toate de la o mezeală, de la astea se distrug. Nu de la tot, ei, tot și dulap, am luat altă mobilă. De ocazie, așa cum am putut și eu, că n-am nici eu venit. Ce-i 2.300.000 la un amăr de om, care trebuie să fie și tratament? Eu nu mai pun problema la mine, 4 milioane, la 3 luni, medicamentele mele. Mă duc în păduri singură. Oare guvernul nostru, guvernanții noștri care stau acolo pe pânci, știi situația din Valea Jiului? E Valea Foamete aici. Valea Jale Mare aici. Și ca băiatul meu sunt mulți. Sunt copii care nu au avut un ou pe masă. Bun, dar asta înțelegem. Sărăcie într-adevăr da. Este, vă înțeleg și pe dumneavoastră. Nu știu să pună oameni sau mare câinii. În loc să fi dat ajutoare la oamenii săraci, să acoperi, să facă, să ducă sus pe etajul 4, să pună din fondul IGL-ului, din fondul primăriei. Eu bag seama că de la fondul Uniunii Europene primești bani. Să acopere blocul ăsta, ca să poți să stea omul sărac de rând, chiar dacă n-are pe ce dormi, jos să doarmă. Uitați parchetul cum este, că e luat sus de apă. Doamne, eu înțeleg și problema cu banii, cu toate, nu este de vină primarul că este copilul dumneavoastră bolnav. Nu. Dar eu consider că clauzelele de acolo sunt respectate sau nu din contract? Nu sunt respectate. Dacă nu plătești chirie o lună, două, îl dă afară. Noastră plătiți chirie în fiecare lună, da. Plătiți, așteptați că după ce am spuneți, plătiți chirie ca să văd dacă am înțeles eu, plătiți chirie în fiecare lună, plătiți încălzire, ceea ce nu aveți, ziceți dumneavoastră, din 97, iar dacă nu plătiți, asta ce se întâmplă? Eu băgați 10 milioane și probabil o judecat la tribunal și a venit somații să plătească banii ăștia. Dar de ce? Că noi nu am găsit când am luat garsoniera asta distrabalată și distrusă aici cu încălzire. Nu! Pot să confirme lumea de la etajul 4, toți. Doamnă, văd că sunt 3 puncte acolo în contractul ăla de închiriere. Da. Sunt respectate acele puncte. Ce scrie în ele? Sunt respectate? Scrie ca proprietarul IGL-ului să-mi dea în bună stare de funcționare acea locuință, garsoniera, această cameră. Dar, din păcate, nu ia nimeni în seamă. Când ne ducem acolo, ne dă afară pe ușă, ne închide ușa. Și dacă dumneavoastră spune să vină să facă reparațiile care sunt trecute în contract, după cum vedem și noi, și să întrețină aici, ce spune? Dacă nu vă convine să plecați? Nu ia-și nici de cum la gospodar. A fost un caz disperat, un caz care ar putea foarte simplu fi rezolvat de autoritățile locale din Lupeni. Practic, e o locuință luată de la stat în chirie, oamenii plătesc chirie, o femeie văduvă, o femeie singură, o femeie care are un copil cu o boală. O pensie mizeră. Exact. O femeie care are nevoie de o mână de bărbat, vorba aia, să-i zugrăvească locuința, să-i aranjeze. E o nimica toată. Dacă stăm să ne gândim banii de protocol cheltuiți probabil de primăria Lupeni într-un an de zile, înseamnă 10 locuințe din astea igienizate, aranjate. Ca locuința doamnei sunt sute de locuințe în Lupeni, sunt sute de locuințe. Cel mai trist este că, pe lângă faptul că această femeie plătește pentru copilul ei, care are un handicap destul de grav accentuat, sunt documentele acolo, nu primește ajutor de la primărie, deși legal ar fi nevoie să primească, l-a căutat pe primar, nu l-a găsit de 3 ani de zile deloc,
Dar pe lângă faptul că plătește femeia chiria și primăria, în calitate de proprietar, nu respectă cele trei obligații din contract, femeia se plânge că mai plătește și încălzirea, blocul fiind debranșat din 1997. Unde Dumnezeu s-a mai întâlnit în România să plătești pe ceva ce nu ai? La deci Lupeni. Este, la Lupeni, într-adevăr, este minunat, e superb. Dar mă întreb cum se încasează banii, în ce, în baza căror acte? Păi avem vreo curte de conturi? Există oare? Există curte de conturi în România? Nu știu, pe faceți ceva, verificați pare... și pe la Lupeni? Vă autosesizați? Vă facem noi sesizare? Cum procedăm? Că nu... Nu știu, acum mă întreb puțin. Cel care va ajunge la curtea de conturi, mare șef, parcă a câștigat alegerile în Lupeni. Oare da, ce control ar putea da, face? Da. Apropo, cineva ne-a trimis un mesaj cum explică primarul din Lupeni faptul că primăria are aproape 90% din arieratele județului, doar primăria Lupeni. Păi, nu știu cum explică, dacă explică. Și dacă cineva va încerca să îi tragă la răspundere sau să controleze ce s-a întâmplat acolo la Lupeni, de s-a ajuns la datorii din astea astronomice. Bun, am înțeles, eu am văzut câteva declarații ale Cornel Răsmăriță în care spunea că banii, datoriile practic sunt ale guvernului pentru că nu au alocat banii pentru telegondolă și alte proiecte ce aveau finanțare guvernamentală. Bun, dar e de ce s-au apucat de treabă dacă știau că... E trist. Sau, da? Hai să luăm așa, a început Udrea, n-a mai apucat să dea banii, să plătească. Telegondola. Ok, dar au venit ai lui. Vorba aia e Ponta la guvernare. Are un fiu deputat. A trimis acolo, ar trebui să facă lobby. Domne, e o situație disperată. Ne puneți pe noi cu datoriile astea. Nu e posibil așa ceva. Dar trecem peste datoria Telegondolei. Sunt alte datorii făcute de primăria Lupeni. La fel de mari. Da, acolo se merge pe premisa acolo la corp nu scoate ochii. Pentru că tot vorbeam de mesaje, de mâine seară vom încerca să afișăm mesajele pe care le trimiteți pe bandă. Primim acum un mesaj de la telespectator, deci este primit pe telefon, nu sunt mesaje pe care ni le scriem singuri. Ce măsuri s-au luat când a căzut terasa cu o parte din acoperișul de la A5, probabil un bloc de acolo? Gunoiul de la garsoniera 74 ajunge la etajul 1 cu turme de șobolani. Aici vom avea un material, o surpriză pentru primarul din Lupeni la finalul ediției. Cu turme de șobolan, dar când se ridică? Nu știu cum se ajunge la conducere și cine-i votează. Au asfaltat drumul după mină, dar au uitat să facă canalizări sau scurgeri. Când vine ploaia, se face dita mai balta și multe altele. Tinerii ce viitori au în Lupeni, că locuri de muncă nu sunt. Aveți vreun răspuns, domnul primar? Nu vă prea vedem deloc, nici la primărie, vă căutăm, dar nu vă găsim. Dumneavoastră, aveți vreun răspuns pentru acești oameni din Lupeni care ne trimit mesaje? Aseară noi am încercat să luăm legătura cu primarul Cornel Răsmăriță. Îl invităm, dacă dorește, poate intra oricând și domnia sa în direct cu noi, își poate spune punctul de vedere și își poate prezenta și planurile pentru următorul cincinal sau pentru mai știu eu ce perioadă de timp are de gând să stea la primăria. Oamenii nu sunt chiar proști. Un alt telespectator ne trimite acum... Nu sunt proști deloc. Așa cât? Cred ei că sunt da, așa noi cred, proști, dar nu și noi proști, pentru că și noi suntem tot niște oameni simpli. Cât timp nu se autosesizează cei de la București, nu se ia nicio măsură. La pușcărie, cu ei, un cetățean din Petrila. Da, și acolo sunt foarte multe probleme. Colegii noștri o să ne facă legătura cu doamna pe care am văzut-o în acel material video. Cazul acela disperat, o să încercăm pe scurs să aflăm de la dânsa ce nevoi are, poate și reușim prin intermediul acestei emisiuni să o ajutăm cumva, să-l sensibilizăm pe primarul Răsmăriță să îi rezolve măcar o mică parte din probleme, să aranjeze puțin locuința aceea unde... Dar nu trebuie să rugăm. Scrie destul de clar în contractul pe care ei l-au încheiat cu acea femeie. Gândiți-vă că femeia aia era astăzi pe deal să culeagă fructe de pădure, că nu poate să trăiască și să-și întrețină copilul din pensia de 5 milioane pe care o are. Cu toate acestea, își plătește chiria către primărie în fiecare lună. Nu are restanțe. Chiar trebuie să-i rugăm să facă ceea ce au obligație în contract? Nu trebuie să-i rugăm, dar eu sper cel puțin... Haideți să-i și rugăm, vă rugăm, domnule primar. Cu rugămintea ajutați-o cumva pe femeie. Să mișcăm un pic muntele, că altfel... Da... Mai rugăm încă o dată, poate o ajută mâine pe femeie, nu s-o amenințați, încercați să o ajutați. Sigur că da. Până când colegii ne fac legătura,
Ne întreba cineva de ce nu discutăm de adevăratele probleme financiare. Și acestea sunt probleme foarte grave de la Primăria Lupeni. E bine, o să discutăm în amănunt de toate datoriile angajate de primarul Cornel Răzmăriță, însă am zis să facem, să-i tratăm un pic pe pacienți, să introducem în cazurile și problemele locuitorilor municipiului Lupeni și după aceea discutăm de ceea ce au cheltuit ei. Astăzi discutăm o foarte puțin de... Este începutul tratamentului. Da, discutăm foarte puțin de risipa de bani făcută de ei. E adevărat că, dacă nu mă înșel, în mandatul trecut, au făcut ceva deplasări din astea fantaziste. Da, vom vorbi și despre aceste deplasări. În anii trecuți, ca să nu greșim. Da. Avem telespectatoarea la telefon. Bună seara, doamnă! Bună seara! Nu avem foarte mult timp la dispoziție, însă, așa cum v-a promis colegul meu, încercăm să aflăm ce nevoi urgente aveți dumneavoastră, nevoi pe care Primăria Lupeni ar putea să vi le rezolve. Primarul ar putea să vă ajute. Pentru că e obligația lui, la urma urmei. Domnul primar, Lupeni, municipiul Lupeni, am făcut o plângere, o scrisoare la dânsul, să ne apropie un ajutor, că băiatul meu este cu handicap, gradul 2, nerevizuibil. Și are ambele picioare rupte. Și am solicitat un ajutor, că-i plouă în casă. Au fost reporteri ieri, în orașul Lupeni, și eu la băiatul meu și-au văzut ce s-a întâmplat, ce este acolo. Nu se poate locui în acea garsonieră, în situația care este. Domnul primar spune permanent că nu are fond. Ce e făcut? Că noi plătim la Eta Edil, plătim chirie. Domnul gospodar Cocotă, așa scrie în contractul care este încheiat pe garsonieră, că dă în stare bună de funcționare. Dânsul este răspunzător, ca să izoleze garsoniera. Dar de ce nu face domnul Cocotă treaba asta? Că dacă băiatul meu n-ar plăti chiria, l-ar da afară. Și are o pensie de 2.340.000. Ce să facă cu 2.340.000? Medicamente, mâncare, se izoleze. Nu se poate. Toată garsoniera este distrusă. Doamne, așa... Nu mă dă seama. Așa ați primit garsoniera, că trebuie precizat să înțeleagă și telespectatorii. Așa ați primit-o sau s-a deteriorat de-a lungul timpului? Domnule, s-a deteriorat în timp. Dar când ați primit-o, ați primit-o în condiții bune? De 30 de ani. Când ați primit-o de la primărie, ați primit-o în condiții bune, avea geam, uriu și era totul aranjat? N-avea ușă, domnule, am luat-o cu scânduri. Era bătute scânduri în ușă. Păi și așa v-au predat-o? Noi am pus, am zugrăvit, noi am pus geam. Doamnă, povestiți-ne... A fost o bătrână acolo și a murit. A fost bătrâna de TBC-ul. Povestiți-ne cum vă descurcați dumneavoastră. Povestiți-ne cum este o zi. Foarte grea. Foarte grea, că eu o femeie bătrână și văduvă de 13 ani și am o pensie de mizerie de 534 de lei. De acolo să țin și copilul, să plătesc și utilitățile la mine la apartament. Tratamentul mă costă pe 3 luni de zile 4 milioane. Sunt cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială. Sunt operată de 6 ori. Sunt bolnavă, dar ce să fac? Că trebuie să mă duc în pădure, să coleg fructe de pădure, ciuperci, ceaiuri, tot fel de plante, să vând ca să supraviețuiesc. Deci, practic, n-aveți niciun ajutor... Cât vă țin pe dumneavoastră puterile, cât vă țin pe dumneavoastră puterile, veți duce acest greu în continuare. Dar ce faceți? Că la un moment dat, ca oricărui om, îi vine o perioadă în care nu se mai prea, nu mai așa de sprintă, nu mai se poate ajuta. Ce să faceți pe viitor? Ce speranțe aveți dacă până acum ați tot bătut calea până la primărie și nimeni nu v-a băgat în seamă? Ce speranțe aveți pentru viitor? Nici o speranță nu am, numai dacă ea să se schimbe guvernanții și să iei la putere PSD-ul ca să ne ajute și pe noi. Păi că este PSD-ul, da. Ne-a dus la sapă de lemn. Da, bun. Eu am înțeles. Aici să știți că aveți dreptate. Într-o oarecare măsură nu vă contrazic. Dar este PSD-ul la putere, doamnă. Este PSD-ul la putere și uite că lucrurile nu se schimbă deloc.
Nu că ar fi fost, nu că ar fi fost mai bine pe timpul PDL-ului, că tot o apă și un pământ, să știți. Corect. La fel au fost și ăia, ca și ăștia. Nu știu ce o să fie până la urmă. Noi românii o ducem foarte rău. Mi-e rușine mie să zic că stau în Lupeni, în municipiul Lupeni, când văd copilul ăla într-un hal nehal. Mai rău ca în cocina de porci. Și toată garsoniera așa este, nu numai băiatul meu. Doamnă, acum datoria este a primăriei de a vă rezolva problema acolo. Nici noi nu avem o posibilitate foarte bună de a vă ajuta, dar cred că dacă primăria nu se va implica, vom încerca și prin intermediul acestei emisiuni să facem cumva, să cumpărăm o cutie de lavabilă, ceva saș de gleț, să venim să vă ajutăm acolo, să reparați, că nu o să poată să stea copilul în condițiile inumane. Pot să spun că am fost acolo și am văzut ce este înăuntru. L-au luat vecinii de milă să stea acolo în garsonieră la oameni să doarmă? Astăzi o scos perimile afară, o scos covoarele, o scos păturile afară, că miroasa mucegai și suflete. Păi se poate așa ceva? Da, noi încercăm să sensibilizăm și oameni de afaceri din Lupeni, din Valea Jiului, care ar putea da o mână de ajutor și ar face singur pomană. Dacă primăria nu vrea, haideți să încercăm noi, oameni buni, să arătăm că putem. Nu ne costă foarte mult, să știți, nu ne costă. E vorba doar de zugrăvit o garsonieră și de aranjat un pic. O garsonieră în care un suflet neajutorat trăiește, încearcă cu să trăiască. Accentuat. O femeie care... Vă mulțumim, doamnă, pentru intervenție. Vom urmări cazul dumneavoastră, mulțumim. Alo? Da, vă mulțumim, la revedere. O să urmărim cazul dumneavoastră și ținem legătura. Putem vorbi mult și bine de Lupeni, putem vorbi mult și bine de problemele din Lupeni, însă lucrurile par a nu se schimba. S-a mai vorbit până acum, chiar aseară discutam de regătata noastră colegă care a făcut foarte multe materiale în Lupeni și a încercat să schimbe într-un fel sau altul lucrurile, n-a reușit. Colegul ei și colegul nostru, cameramanul Marius Bădău, cu care stabilisem în această seară să intre în direct, însă timpul nu ne permite, a plecat în Anglia pentru că în Lupeni nu avea nicio șansă. Nu avea niciun viitor. Da. Luăm publicitate, revenim în câteva minute. Am revenit în direct la obiectiv. Mai aveam foarte multe de discutat în seara asta. Chiar era frumos de văzut pe ce au cheltuit banii, pe excursia în Austria. Dar vom vorbi mâine seara, pentru că primim aici și foarte multe mesaje de la telespectatori. Le vom citi mâine și vom încerca să le afișăm și pe bandă. Vă mulțumim încă o dată pentru toate mesajele pe care le trimiteți. Sunt oameni care au curaj, oameni care își trec numele, oameni cărora le vom păstra identitatea pentru că așa își doresc. Deci avem multe mesaje. O să rămânem legați puțin de subiectul acesta cu femeia din Lupeni care trăiește de azi pe mâine, trebuie să meargă în munte să își câștige pâinea de zi cu zi, că nimeni nu-i dă niciun ajutor. Oamenii ăștia ar trebui apreciați. O să încercăm să... Și ajutați. Să vedem ce ar putea face primăria pentru acești oameni de la un fost consilier local. Bună seara, domnul Brândușă, ne auziți? Bună seara! Bună seara! Ați văzut cazul acesta disperat. Sunt, ca și acestea, multe altele în Lupeni. Dumneavoastră aveți experiență în administrația locală, ați fost consilier local. Ce s-ar putea face pentru acești oameni? Ce ar putea face primăria pentru acești oameni? Primăria care le încasează chiria și, din ceea ce ne spuneau ei, le încasează bașii contravaloarea încălzirii termice. Da, încălzirea termică nu mai este de mult în sistem centralizat în Lupeni. Problema este în curtea edilului, să știți. O firmă cu care eu mulți ani m-am luptat acolo cât am fost consilier, pentru că problemele sunt destul de mari, iar managementul destul de slab. Pentru că în continuu au avut bugete pe pierderi, lipsă de interes, sprijinul primăriei de a menține aceeași persoană în conducere.
legat de partea financiară, că am urmărit emisiunea, de ce nu se realizează aceste lucruri. Dacă citiți un raport al Curții de Conturi de prin 2008, o să vedeți că se sesizează că s-au vândut apartamente de 5 miliarde de lei vechi. Banii n-au fost folosiți spre scopul care trebuiau și aveau destinația. Și este normal că nu s-a ocupat nimeni de edil și a și intrat în faliment, s-a cerut procedura de faliment, după ce s-a refuzat în 2 ani la rând să intrăm în insolventă cu reorganizare. Asta a dorit domnul primar, a spus că el este legea și cum dorește așa face. Asta a și făcut, având majoritate în Consiliu, restul eram pe acolo, cei care, unii am avut curaj să mai ieșim în presă și se dovedește, se pot citi ziarele sau emisiunile, alții au tăcut și tac în continuare. Da, vă auzim. Despre blocurile alea, dacă mergeți în zona Viitorului, să mai găsiți un bloc în care a fost dezafectat o scară și a fost dată în chirie. Găsiți multe lucruri necurate pe acolo, să le vedeți. Iar legat de partea financiară, dacă doriți, că tot v-am văzut că o discutați, să punem puțin în ordine așa, datoriile Lupeniului nu sunt numai de când sunt cele trei mari proiecte în Lupeni, cu straja, palatul și drumurile. Este în acte, dacă căutați sau dacă nu, eu le am, pentru că dacă afirm ceva, nu vreau să spună cineva că n-am document să fiu dat în judecată. Primăria Lupeni a contratat un credit de 2 milioane de euro de la BCR în 2007, valoare 84 de miliarde. Timp de un an de zile n-a plătit nimic, s-a reeșalonat, a ajuns la 94 de miliarde. Din banii respectivi s-au folosit 900 de mii de euro pentru iluminatul public, unde, în raportul Curții de Conturi din 2008, scrie negru pe alb, s-au plătit lucrări neexecutate, nepreluate, într-o mică valoare de 675.000 de euro. Pe lângă altele lucruri, unde era ședilul și altele, dar aceste rapoarte cred că sunt făcute plânși așa, le împart de la, știți, Curtea de Conturi la primărie. Asta vreau să vă întreb. Vedeți că sunt prejudicii mari. Am dat niște bani pentru nimic. Dați cu minte, nu. Nu, asta este chiar unul mic. Bun, deci pentru mine e mare, vă spun, mare, aș fi băgat să am 700.000 de euro să încasez de la cineva fără să prestez pentru ei. Dar, așa, și probabil pentru mulți dintre români, dar aceste constatări, aceste rapoarte ale Curții de Conturi nu s-au lăsat cu dosare penale, nimeni nu trage la răspundere. Nimeni pe nimeni. Și nu este singurul raport al Curții de Conturi cu probleme. În 2011, în Lupeni, nu s-a dat căldură. Decembrie, poate știți, a fost meeting, lumea aici a ieșit în stradă, da? În momentul acela când s-au primit 5 miliarde pentru termozicare, domnul deputat de atunci acum a făcut o interpelare în Parlament să spună ce lucrări s-au făcut la uzina de termozicare pe 15 ani în urmă. Îl interesa foarte tare. Dacă căutați răspunsul care l-a primit de la domnul ministru în ianuarie 2012, eu îl am, este pe site-ul Parlamentului, o să constatați pe ultima pagină, în răspuns, că scrie ce datorie are de încasat uzina Paroșeni. Și o să vedeți din acel tabel că de la Lupeni, prin societatea Edil, care se ocupă și de termoficare, numai din subvenție este o mică sumă de 5.900.000 de lei noi, pe care nu s-a achitat către uzină. Deci peste 1.000.000 de euro. Nu mai pune, mai sunt vreo 3 milioane de lei utilitățile primăriei neplătite, adică adunate prin edil neplătite uzinei, ceea ce unde stăteam bine era încasarea de la populație, care era serioasă și a plătit cel mai bine din Valea Jiului. Dar diferența de preț din subvenție este singurul oraș care nu și-a plătit-o. Și asta este o deturnare de fonduri, dacă spunem după lege, da? Da. Problema e Lupeniu n-a plătit-o. Ce a făcut uzina Paroșeni în acest timp să recupereze banii ăștia? Unde a fost Ministerul Finanțelor? Unde este Curtea de Conturi? Pentru că în mediul privat toată lumea vine și controlează și dă amenzi și ne toacă. Iar pe banii publici, la mica înțelegere, se completează două ori și se uită într-un sertar. Astea sunt realitățile. Da, e trist. Legat,
E trist și nu numai că e trist, e păgubos pentru noi. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. O să continuăm discuția, mai ales că dumneavoastră sunteți și om de afaceri. O să continuăm discuția aceasta despre datoriile primăriei Lupeni. Timpul nu ne mai permite acum. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și vă așteptăm și mâine seara, dacă sunteți dispus, să discutăm în continuare despre toate aceste probleme de la primăria Lupeni, din municipiul Lupeni, care un municipiu uitat în timp, practic, de încremăit în timp de când este sub conducerea lui Cornel Răzmărița. Vă mulțumim, o seară bună vă dorim. O seară bună. Deci, situația este... Aflăm lucruri... Lucruri care... Interesante. S-au făcut controle, s-au făcut rapoarte... Fără finalitate. Sigur că da. Curtea de Conturi a constatat, a uitat cineva raportul într-un sertar... Haideți să vedem... Sunt ai noștri la putere, nu-i niciun fel de problemă. Vom reveni și mâine seara la domnul Brândușe, dar haideți să vedem până atunci, doamnelor și domnilor, dacă instituțiile statului, și aici putem să vorbim despre Sanepid, DSVSA-ul și, să, de ce nu, prefectura, că doar prefectul este din Lupeni. Să vedem dacă se sesizează cineva la următorul material. Da, așa. Du-te, dragi. Stai. Băi, ești prost. Stai, mă, zăpăcitule! Ce te faci prin plan, mă? Să-l iau, mă! Hai, ceamă, hai! Hai să te pun pe Facebook, hai! N-ar că v-am filmat! Doamnelor și domnilor, deci ce ați văzut nu este dintr-un film SF, un film de groază, este un joc, o distracție a șobolanilor într-o zonă din municipiul Lupeni, chiar în centrul Lupeniului, drumul care merge spre piață, în apropierea căruia se află și o grădiniță. O grădiniță, o școală. Sanepidu, Direcția Sanitară Veterinară, Prefectura, facem și noi ceva controle? Păi, ar fi chiar cum, acum nu știu, poate într-o seară când nu am prefect să duceți pe casă, se împiedică de vreo unde. Asta nu e șobolan, asta e... Da. Asta e bursuc în toată regula. Țin să menționez, da, că... Deci, hai că am descoperit ceva în seara asta în emisiunea. În Lupeni, șobolanii trăiesc bine. Trăiesc foarte bine, deci cred este că... ceva incredibil. Deci ei trăiesc bine, într-adevăr. Mulțumim telespectatorilor care ne trimit imagini de acolo, mulțumim pentru mesaje și vă mulțumim pentru că aveți încredere în noi. Vă garantăm că atât timp cât vom fi la această emisiune, vom prezenta și vom aduce solicitările noastre pe masa autorităților. Vom trage un semnal de alarmă. Doamnelor și domnilor, sperăm ca mâine să avem, să ne încadrăm în timpul emisiunii. Uite, ne întindem. Sunt foarte multe probleme, foarte multe informații venite de la dumneavoastră și vă mulțumim pentru acest lucru. Vă mulțumim că ne urmăriți în fiecare seară. Mâine o să încercăm, tot pe scurt, să discutăm de... să dăm și un exemplu pozitiv. Discutăm de un tânăr care încearcă să stabilească o performanță pentru România, încearcă să ducă numele țării noastre pe buzele tuturor. Până mâine seară, vă mulțumim încă o dată și vă dorim o seară bună, o noapte liniștită. Îți rup capul. L-am căutat. Dacă mai pun vreodată mâna... Hei, ia mâna de pe mine. Nu pus nimeni mâna pe gardul ăsta. Îți rup capul. Poftim? Îți ai de ce? Că de ce vrei tu? Dacă mai pui vreodată mâna pe gardul.